Salutări, prieteni! Warbringer aici, mă întorc cu un nou caz de Warhammer Dawn of War 2 și azi o să avem parte de un match epic pe Quests Heresy între Putin și Vindicari X, doi jucători de top, army level 60. Da, ce Dumnezeu mai vreau să spun? Vreau să spun că, să zic așa despre Vindicari X, individul ăsta a jucat la greu Warhammer Dawn of War 2, habar n-avea de GameReplays.org și la un moment dat află. Și se uită la ce jucau băițașii aia pe acolo și spune, bă, I can do better than this. Drept urmare, s-a înscris în tot felul de concursuri și a câștigat la greu. Da? Și vă întrebați de ce Dumnezeu spun chestia asta? Păi sunt convins că și cine se uită la casturile astea poate să ofere niște surprize frumoase într-un posibil concurs aici organizat de VGN, nu știu, rând de văzut. Și m-aș dori tare mult să-mi spuneți cât jucați Warhammer, de cât timp și așa mai departe. Mă rog, cei care urmăresc casturile astea, dacă știți prieteni care joacă, ar fi foarte frumos să-i aduceți în cadrul acestei comunități. Din nou am sunet un pic cam tare. Master volume, there you go, save, resume, da, nu prea să am timp foarte mult să discut așa ca și la Company of Heroes, pentru că, după cum deja v-ați obișnuit, în Warhammer acțiunea apare aproape instantaneu, o să prezint rapid eroii și așa mai departe, de partea Elderului avem pe Warp Spider Exarch, Bramson joacă la greu cu el, eroul ăla care se tot teleportează poate să facă un hărs extraordinar de îngrozitor versus un jucător care, așa cum ați văzut aici, Vindicare X era blobat cu toate trupele, poate să vină să-ți facă hărs la ferme și așa mai departe, dar foarte, foarte firav. Iar domnul Vindicari X, dacă i-aș găsi erou ar fi superb, joacă Space Marine, erou ales de el este Tech Marine-ul, care, nu știu, eu nu prea-l joc, nu-mi plac foarte mult eroii ăștia de suport. Poate să construiască turete, poate să construiască un fel de punct mobil de reîntăriri, da? Deci nu mai trebuie să te duci până în bază, poți să-ți faci reinforț pe hartă și... Avem din partea lui Putin, avem ca și compoziție de armată inițială două squaduri de Guardians și un squad de Howling Banshees. Puteți să vedeți și ordinea în care au fost construite, mai întâi un squad de Guardian, după aia Banshee, după aia încă un squad de Guardian. Iar din partea lui Vindicari X avem două Double Scouts și un Tactical Marine Squad. Noi ne întoarcem la match după ce am făcut toate prezentările astea. Scouții lui Vindicari X pierd un model acolo, reușesc să se retragă la Team Tech, Marine-ul foarte bine poziționat aici în hardcover și gardienii ăștia care au un DPS extraordinar de bun, din păcate sunt foarte, foarte squishy atunci când vine vorba de melee combat și când nu sunt în cover, mare atenție, în schimb vin aceste Banshee-uri, încearcă să obțină un supres aici pe acest Tech Marine, din păcate nu le iese. Și să vedem dacă Putin va lua foarte mari pierderi pe aceste Banshee-uri și Vindicari X a stat acolo prea mult cu el, pierde eroul pe melee, după cum bine știți, în Warhammer Dawn of War 2 Retribution și toate restul de Warhammer-e, unitățile iau melee extraordinar de mare peritrit și exact asta s-a întâmplat acolo când Vindicari X și-a pierdut eroul. Ca și puncte de victorie, să spun așa, 489 pentru el, dar 438 pentru domnul Space Marine. Deci un meci echilibrat până acum, n-am văzut nimic de genul 489 la 200 deja, cum se mai întâmplă în unele meciuri. După cum bine vedeți, am doi jucători foarte, foarte grijulii cu punctele astea de victorie. Nu doresc să se trezească că, nu știu, au scos și o unitate super puternică, dar nu mai au cum să o pună în luptă pentru că nu mai au victory points și se termină meciul în 30 de secunde sau ceva de genul ăsta. Haideți să vedem ce ați văzut aici, pun un pic pauză ca să explic ce ați văzut aici. A fost un mass teleport din partea lui Putin și dacă aș reuși să-i găsesc erou ar fi superb în nebunia asta. E aici, da? Ăsta este, ok. Și ne uităm pe itemul pe care îl are.
E vorba de Improved Warp Generator, care îți dă posibilitatea să faci grup teleport la toate unitățile, da? Asta e o abilitate superbă. Și al doilea lucru, normal, deja cum v-ați obișnuit cam cu toate armurile din Warhammer, îi faci un increase la sănătate și energie, da? Deci primește și energie mai multă, să poată să se teleporteze mai des și așa mai departe. Deci chestia asta ați văzut-o din partea lui Putin, Mass Teleport, cu ajutorul acestui War Spider Exarch, dau drumul mai departe la match. Da, și nu mai zici că băi, l-am împins pe ăsta de pe hartă și te trezești cu tot, cu tot efectivul Eldarilor, niște grenade acolo pe retreat, excelent jucat de către Putin, superb. Nu știați că se pot face chestii genul ăsta? E, uite că se pot face și să vedem dacă Vindicarii X își va mai pierde roul. Nu, se pare că nu. De această dată a reușit să se retragă la timp, însă Putin este peste jucătorul de Space Marine, să-i spun așa, foarte frumoase grenăzi aruncate acolo pe retreat pad-ul la celor scouts. Deci dacă vrei să înveți să joci Warhammer și să... sau mă rog, să înveți acele lucruri care te fac să stai din scaun când îți ies. Ați văzut ce a făcut domnul Putin, încercați să o faceți și voi. Și e unic, tare, tare haios Putin, parcă ar fi individul care a ieșit președinte al Rusiei de curând. În fine, să nu mai glumim și să atragem atenția asupra faptului că domnul Vindicary X începe să, sau mă rog, este aproape finalizat cu tier 2-ul Putin, de-abia acum începe să îl facă și să vedem ce va reuși să construiască sau ce va construi din acel tier 2 Space Marine-ul, care este în avantaj cu tech-ul în baza lui Putin, Bench-ul și primesc reinforcement-urile și avem un Razorback din partea lui, Vindicary X. Razorback-ul ăla, care este un Armed Transport Vehicle, ideea e că poți să-ți faci reinforce pe câmpul de luptă, să nu mai fii împins atât de des. Și cam toate, să zic, rasele din Warhammer beneficiază de acest transportor blindat, fie că este un Orc Truck, fie că este un Chimera, da? Toată lumea beneficiază de treaba asta, cred că mai puțin Tyranids, care nu beneficiază de acest reinforce pe câmpul de luptă, trebuie să plece de acolo pentru că, așa cum știți, bolul ăla de la Tyranid este îngrozitor de greu de împins, deci în momentul în care iau pierderi, trebuie să plece ca să-ți mai dea și ție timp să te refaci, deci Tyranidele nu beneficiază de un transportor care să le ofere posibilitatea de a se, rămâne pe câmpul de luptă. Am văzut acolo o tentativă de a arunca o grenadă. Și Vindicare X întoarce favorul cu o grenadă de-a lui, din păcate nu i-a ieșit. Acest Razorback, după mine vedeți, reușește să împingă toate trupele Eldarului până în propria bază și este un moment destul de de okay-și pentru domnul Vindicary X. Începe să-i lucreze fermele, da? Deci tot timpul când sunteți în avantaj și ați împins trupele, încercați să-i distrugeți oponentului aceste generatoare. De ce face chestia asta? Pun un pic pauză, ca să lămurim și treaba asta. Deci ca să dai jos acest Power Node, da? Cu acest Razorback, care este unitate de... nu este de melee în primul rând, da? Deci se trage cu ea. Este o unitate de ranged. Nu vei putea să dai jos Power Node-ul ăsta într-un timp util, da? Îți va lua ceva timp, chiar foarte mult timp. Și din pricina acestui fapt, vedeți că domnul Vindicary X alege să-i distrugă aceste Power Generator-uri, aceste Edon-uri care cad foarte, foarte rapid. Dacă vrei să dați, în, să zic așa, 3 secunde jos un generator de genul ăsta, fără a implica în luptă un Razorback, va trebui să aveți ori trupe de melee, da, cum au orice, ci Slugger Boys sau Assault Space Marine, sau veți putea să echipați un squad cu flamethrower, foarte important, foarte important, și acele flamethrower vor face un damage incredibil structurilor, da, și ăsta este, să zic așa, sau din această cauză, pentru că nu există trupe de melee, nu există trupe care au flamethrower pe ele,
Ăsta este motivul pentru care domnul Vindicarex a ales să distrugă aceste power generatere cu acel Razorback. Dacă ar fi avut un erou de melee, cum este Force Commanderul sau niște Tactical Space Marines cu flamethrower, ar fi mers după acest power node. Dau drum mai departe. Și haideți să vedem care va fi răspunsul lui, lui Putin. Construiește acești Warp Spider Squad și va încerca să oprească acest transportor blindat cu niște grenade și cred că vom vedea și un upgrade de de Power Claws, ceva de genul ăsta, pentru a se putea ocupa eroul acest War Spider Exarch de Razorback. Dar ideea e că acum domnul Vindicarex are momentul pe câmpul de luptă, da, sau momentum, pentru că reușește să țină tot linia frontului safe, da, nu se mai face hărez, pentru că Eldarul trebuie să vină și să-și apere puținele teritorii care le are acum. Da, și asta este atât de ok la un tech și să-l prinzi pe inamic fără să fie pregătit. Haideți să vedem ce va încerca să facă acolo. Se aruncă o grenadă pe acel transportor, iar acum Banshee-urile care au primit upgrade-ul de au acolo un Exarch în trupă care are o unealtă și se poate ocupa de aceste transportoare blindate. Și să vedem dacă Razorback-ul va cădea Banshee-urile astea. Nu. Dar va prinde eroul. Sau? Da, îl va prinde. Iarăși a pierdut eroul acolo Vindicarex și acest Razorback va trebui să fie băgat în reparații. Apar efectivele de trupe, vreau să zic, terane. Ale Space Marine-ului, un squad de scouts și un squad de fapt, cam tot efectivul lui Vindicarex. Și se pare că avantajul pe care îl avea domnul Space Marine începe încet să dispară. Dar ce mai avem din partea lui Vindicarex? Avem acel Dreadnought. Deci vom avea parte în acest match de toate unitățile alea superbe care... Relic a făcut o treabă extraordinar de frumoasă și la engine-ul jocului și la modelele alea, dar și la vocile care sunt în care imită acele unități. Mai aruncă o grenadă acolo, Razorback-ul a căzut și după cum ne spuneam avem și, așa cum am mai spus, avem un nou item pe acest War Spider Exarch, este vorba de Power Blades. Rapid să vedem ce fac. Power melee claws effective against infantry and vehicles, da, deci cred că sunt niște ghiare, da, care sunt bune împotriva infanterie și vehicle-ul, da, deci nu trebuie să vă panicați când vedeți un Razorback dacă sunteți în tier 2, da. Dacă nu sunteți în tier 2 și de-abia atunci începeți, o să aveți ceva de suferit, dar dacă sunteți în tier 2, luați exemplul lui Putin, e adevărat, vă trebuie un pic de micro skills, dar nu e imposibil de făcut. War Spider Squad plus acest War Spider Exarch în cazul în care jucați cu War Spider Exarch-ul. Grenadă pe acel Haywire Grenade, cred că îi spune acelei grenăzi care s-a aruncat pe acest Razorback. După care te teleportezi în acea zonă și cu acest upgrade de Power Blades pe War Spider Exarch ai văzut ce s-a întâmplat cu bietul Razorback. Noi ne întoarcem la meci, deja minimap-ul, da, și teritoriul celor doi arată cu totul și cu totul altcumva. Acești War Spider Squad sau acești War Spiders sunt destul de răniți, ar fi păcat să piardă un model de pe acest squad, e mare păcat. Și avem și un Exarch, da, după cum bine vedeți, în componența acestui squad, individul ăsta dă damage mai mare, sănătate mai mare și de cele mai multe ori o să vedeți jucătorii proc o să facă focus fire pe modelul ăsta, o să-l pierdeți, este, să zic așa, un membru al acelui squad care costă extraordinar de mult și de aceea e bine să te retragi cu ei atunci când vezi că sunt la un nivel de sănătate atât de mic. Însă, după cum ne spuneam, în momentul în care ați împins oponentul de pe hartă, uitați ce face Putin, se aruncă niște grenăzi acolo, iarăși peritrit, din păcate nu i-a ieșit jucătorului de Eldar și acum Dreadnought-ul apare la momentul oportun pentru a putea să
mai stă vilească din avântul pe care Eldarii l-au prins. Mai avem din partea lui Vindicare X, mai avem acest Librarian, e unitate cu care eu n-am avut, să zic așa, oportunitatea să stau și să o studiez foarte mult, mult, însă promit că la următorul cast o voi face, deci nu vă pot spune extraordinar de mult despre el, știu că este un caster, da, deci se dau tot felul de stormuri și are tot felul de abilități, dar sper să le putem studia împreună la viitorul cast. Rapid vedem ce a pus pe el domnul Vindicare X, a pus Tome of Time. Deci una la mână primești Increase Health și grants the Veil of Time ability. Chestia asta nu știu ce face Veil of Time, dar o să mă documentez pentru următorul cast. Între timp ne mai uităm și la punctele de victorie. Păi bine, vedeți, foarte, foarte echilibrat meciul, dar n-ați văzut o discrepanță din aia de gen diferență de 300 de puncte între cei doi, 311 la 311 este egalitate acum. Și un match extraordinar de frumos până acum, să vedem ce a făcut domnul Putin, a făcut un Brightlands Weapon Team, cei care jucați Company of Heroes, vă gândiți la PAC când vedeți acest Brightlands Weapon Team și Dreadnought-ul ăsta are ceva HP, însă trebuie să aibă mare, mare grijă cu el domnul Vindicare X. Aici vedem Banshee-ul intrând în luptă și avem acel, avem acel Librarian intrând și el. Acolo ați văzut ceva gen Storm, ala Storm, da? Deci îmi cer scuze pentru că nu știu exact ce face. Și Banshee-urile acolo au fost pur și simplu decimate, Eldarii sunt superb ca și rasă de la distanță, dar din melee. Banshee-urile alea când cad, it's gone, Pit Tong, it's all gone, Pit Tong, da, pentru Eldar și atunci trebuie să ai mare, mare grijă. În schimb, rasa asta balancează acest aspect cu o mobilitate extraordinar de mare și nu știu de ce mai rămâne Putin cu ei aici, chiar mi-ar fi plăcut să-l văd că pleacă, nu vrea să ia damage, acest Dreadnought în curând dacă se va mai sta pe aici cu trupele lui Putin, o să facă level 2 și nu vrei să ai un Dreadnought de level 2 sau 3 pe câmpul de luptă. Nu prea a luat damage, a luat foarte puțin damage pe el și Space Marine au, să zic așa, o problemă destul de mare, sunt în primul și în primul rând greoi și pot fi, în momentul în care trebuie să pleci de pe hartă cu ei, un jucător de Eldar care beneficiază de mobilitatea trupelor lui va putea să-ți ia din teritoriu sau să-și mai țină din teritoriu cu destul de multă ușurință. Brightlands Weapon Team-ul ăsta o să se dovedească a fi crucial dacă Putin va dori să scape de acest bestie pe numele ei Dreadnought. Da, ar fi frumos să vă spun cum sau ce este acel Dreadnought, dar mai trebuie să vă faceți și voi un pic temele, să aflați exact care-i treaba cu robotul ăla și cine îl conduce. De fapt, Banshee-urile au căzut acolo, vine și Dreadnought-ul, Vindicare X vrea să distrugă acest Brightlands Weapon Team, dar se trage din toate părțile, oricum pierderea extraordinar de mare pe se dă și un storm acolo din partea acelui Librarian și o pierde, da, s-a făcut level 2 băiețașul ăsta, mare, mare păcat. Banshee-urile au fost anihilate acolo, o pierdere destul de mare pentru jucătorul de el, dar haideți să vedem ce va face, se va teleporta. Important e unde. Aici. Ok. Și avem pe bara de producție un Wraithlord care este echivalentul acestui Dreadnought. Să vedem ce va reuși să facă jucătorul de Eldar împotriva acestei bestii umblătoare de la Space Marine. Începe Hărăsul la punctele de victorie din partea lui Putin cu acest World Spider Exarch. Vindicare X îi răspunde cu un squad de scouts care vor decapa și acel punct. Și cum a venit Space Marine-ul acolo, uitați unde a dispărut acest World Spider Exarch. Deci e crucial să te folosești de abilitatea de a te teleporta și a face hărăs la puncte. Quest Heresy nu este o hartă care, să zic eu, te pedepsește că faci astfel de hărăs, ba din contră, este chiar încurajat pe aici. Am avut un match versus un Eldar, jucam Space Marine, m-a alergat ăla pe toată harta și pur și simplu nu puteam să mă lupt cu el.
Mai există un jucător de Eldar foarte, foarte bun, un pro, Chocobambus, ăla joacă, ăla, da, ăla, Cațăranu. El joacă Eldar și e un individ care încearcă să câștige meciurile. Oh, Jesus! Ciao! Doamne Dumnezeu, s-a pierdut acel Brightlands Weapon Team. În schimb, există acest Wraithlord 1200-1320, are acest Dreadnought pentru că are level 2, se aruncă o grenadă acolo. Și să vedem dacă Dreadnought-ul ăsta va reuși să scape, nu mai există nimeni care să poată să-i ofere protecție sau reparații. Mai dă un pound acolo și ăsta a fost Dreadnought-ul, păcat. Păcat pentru că era un Dreadnought de level 1 și acum acest Wraithlord ar că am trebuit să primească ceva level up. Sau mă rog, să mai primească ceva experiență la level. Vedem aici niște... Doamne Dumnezeule, niște Guardians care încearcă să prindă, nu știu ce încearcă să prindă, nebunie curată, au apărut acei scouts care au shotgun, Librarian și-a dat acel Veil of Time care, din câte știu eu, prinde o viteză extraordinar de mare și pierderi serioase de ambele părți, dar spun eu că Eldarul a ieșit în avantaj cu distrugerea celui Wraithlord. Scouții ăștia foarte, foarte nervați, vedem dacă se vor folosi de acel shotgun. Nu, se aruncă o grenadă acolo, încearcă Vindicare X să prevină decap-ul, acest punct de requisition, și reușește acest lucru. Wraithlord-ul foarte fericit studiază cu atenție un scout, da, să vadă dacă, mă rog, să vadă anumite chestii acolo, organe și alte treburi. Între timp avem puncte de victorie 311 pentru Eldar, 124 pentru jucătorul de Space Marine. Lucrurile încep să devină din ce în ce mai stresante pentru Terran, să spun așa. Și avem aici un drop pod și avem un Venerable Dreadnought care are 1750 viață, prieteni. 1750 viață este abilitatea Tech Marine-ului. De a chema unitatea asta, o soluție extraordinar de bună găsită de către Vindicare X. Aruncă acolo o grenadă, un Haywire Grenade pentru a încerca oprirea acestui Venerable Dreadnought și pentru a asigura scăparea acestui Wraithlord, care, mare atenție, are un Shuriken Cannon Upgrade, care este un cannon efectiv împotriva infanteriei, nici de cum împotriva acestor vehicule pe care Space Marine-ul le are acum pe câmpul de luptă. Ce meci, puncte de victorie 294, 293 la 122, acum World Spider Exarch-ul aici încercând să mai facă hăresul de care poate, dar cu apariția acestui Venerable Dreadnought iarăși vom avea acea situație de la începutul sau din mid-game-ul, Jesus Christ, de la mijlocul acestui joc în care a venit acel Dreadnought sau a venit acel Razorback. Și toate trupele Eldarului erau aici, încercau să se apere, exact același lucru se face sau se întâmplă și acum. Se repară Wraithlord-ul ăsta, însă va fi destul de greu versus un Dreadnought care are 1750 viață sau mă rog. Ceva de genul ăsta, dar acum este și reparat, deci nu cred că Wraithlord-ul ăla va putea să distrugă singur acel Dreadnought, va mai trebui să primească ajutorul unui Brightlands Weapon Team. Ce frumos ar fi fost să mai fi existat acea unitate. Oh, s-a aruncat acolo grenadă din partea acestui Tech Marine. Pun pauză pentru că la Tech Marine nu ne-am uitat deloc. Să vedem exact ce item are pe Vindicare X. By the way, este un level 5, iar eroul celălalt este un level 2. Ah. Ok, haideți să vedem ce item are pe el. Vindicare X are Mastercrafted Bolter. Deci în primul rând că te lupți cu bolterul ăsta de la range, foarte efectiv sau effective against infantry, mai are abilitatea unui high power shot, that deals heavy damage, da? Și face și suppress. Deci asta e ca și armament. Haideți să vedem armura, Signum Armor. Deci în primul rând, deci trebuie să înțelegeți conceptul ăsta, că dacă pui armură pe erou, automat ți-ai făcut sănătatea mai mare, da? Deci ăsta e primul aspect care îl primești cu, sau îmbunătățești cu Signum Armor, și mai primești bonus la damage-ul sau puterea cu care dă cu acele range weapons, cum ar fi acest Mastercrafted Bolter. Altceva ce mai primești, grants the mark target ability. Mă gândesc că acea abilitate vei putea să faci mark pe un anumit squad și ele vor primi un damage exagerat de mare.
Iar ca și item pe el suplimentar avem Orbs of the Omnisciah. Ok, grenade care scad din energie, da, sau drenează energia, fac damage și temporar fac imobilizare la vehicul. Exact aceste Orbs of the Omnisciah le-am văzut folosite pe acest Wraithlord, da, pentru că, după cum bine vedeți, nu se poate mișca băiețașul ăsta. Noi dăm drumul mai departe la match. Acum Dreadnought-ul poate să lucreze fără prea mare stres asupra acestui Wraithlord. Băiețașii ăștia nu știu ce pot să-i facă, nu prea multe. Și Putin deja merge la un tier 3. Să vedem dacă vom vedea de acolo un Cannon Prism. Îmi cer scuze, aici avem parte de abilitatea de Veil of Time pe acești Tactica Marine Squad care au primit mare atenție. Missile Launcher, se luptă aici la greu, din spate, și a căzut eroul lui Putin, din spate acești Guardian repară. Jesus Christ, ce nebunie este aici, prieteni. Să vedem dacă Wraithlordul ăsta va mai apuca să scape, nu cred, pentru că există acești Tactica Marine Squad și a căzut acel Wraithlord. Întotdeauna frumos să vezi animațiile din dintre roboții ăștia luptându-se. Pac, a căzut Wraithlordul. Dreadnought-ul ăsta mai are ceva viață, dar nu știu cât va mai putea să rămână în teritoriul Eldarului. A venit acest Librarian și va încerca să distrugă Falcon-ul ăsta, care este de fapt transportorul, este echivalentul acelui transportor pe care l-am văzut la început din partea Space Marine-ului, acelui Razorback. A căzut Falcon-ul și în continuare Venerable Dreadnought-ul ăsta are level 2, prieteni, a scăzut, ar fi fost foarte bine pentru Putin să-i scadă viața. Nu! I-a crescut viața la 1925, a fost reînviat eroul Eldarului. Să vedem dacă va cădea acest Dreadnought! Nu pot să cred, a pus Vindicare X să-l repare pe ultima 100 de metri și scapă cu acest Venerable Dreadnought. Mai există Warp Spider squadul ăsta și cred că asta va fi grenada care îl va ba nu. What the hell? Incredibil, are 2 HP acest Venerable Dreadnought, nu pot să cred. Incredibil și își activează, Dumnezeu știe ce își activează, chestia pe care o are și Force Commander-ul, că nu mai ia damage și War Spider-ii trebuie să se retragă, dar cade, nu pot să-mi dau seama exact ce s-a întâmplat acolo, cum de a căzut acel Dreadnought, însă ce mai contează, a fost o bătălie epică până acum și avem 258 de puncte pentru Putin, 40 pentru Space Marine. Amândouă punctele sunt acum deținute de către jucătorul de Space Marine, un squad de Guardian duce aici pentru a recupera punctul ăsta și a închide meciul. Să vedem dacă Vindicare X va accepta acest lucru. Mă îndoiesc, însă un mass teleport acolo cu ajutorul acestui War Spider Exarch trimite înapoi squadul ăsta de Tactical Marines. Din fericire pentru Vindicare X, mai are acest squad de scouts, cât de crucial e să-i ții în viață. Și va încerca să ia acest punct de victorie. Din păcate pentru ei există acești Warp Spider. Vine și Tech Marine-ul. Doamne Dumnezeule, ce măcel a fost acolo. Scouts ăștia cu abilitatea aceea de, cum Dumnezeu îi spune, rapid, mark target, au reușit să fac un damage incredibil acestui squad de Warp Spiders. Și avem aici un teleport din partea lui Putin. Să vedem ce va încerca să facă cu eroul lui. Librarianul ăsta spune cuvântul și eroul lui Vindicare X va reuși să aducă acest punct de victorie sub controlul Space Marine-ului. Vine acest squad de Guardians, mai există și aici, avem și Terminators, Jesus H. Christ, Eldritch Storm-ul ăla a folosit pe acești Terminators, dar, right, ce damage le-a făcut, să fim serioși, le-a luat cât, 4500 viață, da, vreo 700 sau ceva de genul ăsta, oricum, nu prea contează ce s-a întâmplat acolo, da? Avem și un Otarch acum pe câmpul de luptă pentru domnul Putin. Vedem exact ce va reuși să facă.
Ideea e că este un counter destul de bun la acest librarian, însă cred eu că ar fi trebuit să se joace counter la counter când s-a făcut acel librarian să apară și acest Othark. Aici nebunie curată, level up-uri la greu, pentru că acești gardieni sunt pur și simplu obliterați, reușește să scape cu un singur model de pe acel... pe cel squad de Warp Spiders și nicio șansă pentru el, dar aici să facă ceva. 168 de puncte, 166, scade la greu aici în Warhammer nu-i Company of Heroes. Deci uitați cum scad punctele de victorie, toate cele trei puncte de victorie sunt ale lui Vindicari X și da, un match excelent până acum. Și ia uitați ce damage fac Terminator ăștia, deci un choice la ce unități să cheme, choice excelent din partea lui Vindicari X. Otarcul ăsta ar că am fi trebuit să înceapă să-și facă treaba la acest punct de victorie, din păcate Putin cred că era axat pe acest flanc unde sunt majoritatea trupelor lui. I am under attack pentru că acești Terminator au primit Cyclone Missile Launcher și ca de obicei punem iarăși pauză. Cyclone Missile Launcher, beneficiez de Cyclone Missile Barrage, efectiv împotriva vehiculelor și large targets. Da? Deci niciun caz versus infanterie, large targets însemnând Avatar, acel Land Raider, Baneblade-ul de la Imperial Guard, ceva de genul ăsta. Dăm drumul mai departe, deci asta este abilitatea care a ales-o să o pună Vindicari X, normal că există alte abilități, dar trebuie să jucați și să vedeți exact ce se poate, sau ce se poate pune pe acești Terminators. Dăm drumul mai departe la match. Otarhul ăsta, dacă mai, cred că va cădea, nu cred că se va mai întoarce, nu? Și ați văzut cum s-a angajat în melee acolo domnul Vindicari X. Grenada acolo, dar meciul este, sau rămâne de văzut, niciodată nu știi cu Eldar ăștia. Pentru că o grenadă acolo, squadul ăsta de Tactical Space Marines are 2, by the way, domnul Vindicari X și trupele lui Putin încep să se evaporeze încet și sigur. Se mai cheamă încă un Autark aici pe câmpul de luptă. 95 de puncte pentru el, dar 40 pentru Space Marine. Meș nebun aici pe Quest Heresy. Să vedem dacă eroul lui Vindicari X va reuși să scape. E level 8 pentru numele lui Dumnezeu. E un erou de level 8 și s-au pierdut și acei War Spider. Of, level 3 la acest War Spider Exarch, deci discrepanță, să zic așa, de la cer la pământ între level la eroi. Și da, ok, poți să faci mult hărez cu bețașul ăsta, dar și trebuie să te lupți cu el pentru că altcumva o să vezi ce am văzut noi meciul ăsta, erou de level 8 versus erou de level 3. Și în cele din urmă Putin dă GG-ul, la fel și Vindicari S cu Caps Lock, deci match superb aici pe Quest Heresy. Sper că v-a plăcut acest match de jucători pro. Băiețașii ăștia joacă de foarte, foarte mult timp. Așa cum am promis, iată că v-am adus și un match de pro. O să încerc să aduc cât mai multe, dar și meciuri jucate de noi între noi, adică între noi însemnând români. Da? Și ca de obicei vă invit să-mi lăsați comentarii, să mă întrebați despre unități și așa mai departe, ce ați dori să vedeți din perspectiva unor jucători care acum vor să se apuce de Warhammer, care rasă e mai ok pentru începători și așa mai departe, da? Deci aștept comentariile voastre și încă o dată sper că v-a plăcut meciul ăsta. Până data viitoare când ne vom reauzi și vom analiza alte meciuri de Warhammer Dawn of War 2, Orbinger vă mulțumește că ați urmărit acest meci împreună cu mine și până data viitoare, toate cele bune, ciao, ciao!